Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 2 bolivares, emitentă Venezuela pe perioada a 4-a Republică. Monedă de circulație standard între anii 1967-1988, compoziție nichel, greutatea 8,5 grame, diametru 27 de milimetri, grosimea 2 milimetri, formă rotundă, orientarea liniere monedă, sus, jos. Demonetizată la 31 decembrie 2011. Pe avers este stema cu legenda în partea de sus, cu valoarea și data în jos. Înscrisul Republica de Venezuela, 19 de aprilie de 1810, Independența, 20 februarie 1859, Federația Republica de Venezuela, 2 bolivari, și anul monedei. Pe verso se află bustul spre stânga, flancat cu legendă și numele gravorului la bază și înscrisul Eliberatorul Bolivar și Bare. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1986. Există în anul acesta 3 tipuri de monede. Acesta este tipul B. Produsă într-un număr de 50 de milioane de bucăți, produse în Düsseldorf, Germania, are o valoare nominală de 1 dolar. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 5 dolari și 336 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!